Cetățenii juveni, precum și din țară, pot lucra în străinătate, aproape 2400 de locuri de muncă vacante fiind puse la dispoziția celor interesați prin rețeaua EURES. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giorgio, doamna Grație la Dogaru la numărul de telefon 0246230613 sau direct la sediul agenției noastre. În Belgia, de exemplu, se poate lucra ca proiectant în construcții metalice, dar se cer cunoștințe bune de limbă olandeză-engleză sau franceză-engleză. Personal pentru curățenie este necesar în Finlanda și trei posturi disponibile de tăietori de lemne se găsesc libere în Franța. Agent de securitate, tehnician sisteme de securitate, asistent medical generalist, electrician, tehnician dentar și alte meserii care însumează 127 de posturi, își așteaptă doritorii în Germania. Este obligatorie însă cunoașterea bună a limbii germane. În Marea Britanie sunt vacante aproape 350 de locuri de muncă în meseriile îngrijitor persoane sau infirmier, asistent medical, constructor structuri metalice, manipulanți marfă și altele. Polonia, Norvegia, Portugalia și Republica Cehă sunt alte țări europene în care românii pot merge la lucru. Peste 1200 de posturi libere își așteaptă doritorii să lucreze în Slovacia, Spania, Suedia, Ungaria, de la muncitor necalificat în industria automobilelor până la arhitect, sisteme software, chimist, biolog, cercetător în genetică și alte meserii. Reamintind că pentru Giurgiuveni, informații suplimentare pot fi obținute de la consilierul EURES din cadrul AGOFMG.